Bună, Sumia! De ce au venit și mamele pe care le așteaptă toată lumea, mai ales băieții? Și fetele, cred că, de ce să nu le aștepte? Ia să vedem noi mamele. Deci, a venit mama lui Georgica, care zicea că gătește mâncare italienească. A fost prin Italia, ca toată lumea, foarte multe femei se duc în Italia. Pare femeie de treabă. Iar la Andrei a venit Laura, o prietenă de-a mamei lui, cred că. La Cosmin a venit Adriana. La Paul Buni, altă bunică o să avem, Ecaterina. La Valentin a venit Paula însoțitoare. Dar l-a pupat și a zis copil. La Sebaidin a venit mama lui Dorina. Și la Giorgio n-a venit încă. Peste 10 zile o să vină, poate de la muncă. În Italia, în străinătate, nu pleci când vrei. Că și eu când am plecat acum 2 ani, am lăsat munca pur și simplu, am lăsat-o. Că eu a trebuit să vin. S-a însor băiatul, ceea ce s-a și întâmplat. Și s-a făcut așa pe loc, s-a ales mama săptămânii, până vineri sau sâmbătă, când ziceau, vineri parcă, când o să voteze publicul. Că e o săptămână și casa are nevoie de un șef, o șefă de data asta. E nevoie. E nevoie de lider, mai ales în casa Mireasa. Deocamdată e bine, dar o să fie mai încolo. O să vedeți. A ales-o cu 3 voturi. Mama Gica, Adina, a avut votul decisiv. Iar publicul a ales fata săptămânii. Au avut de ales între Damaris, Raluca și Gabriela, pe locul întâi Gabriela, preferata mea. Și băiatul săptămânii, iar a fost între trei, pe locul trei George, după aceea Sebaidin și Valentin, mirele săptămânii, care e cu Gabriela. Eu le citesc pentru că nu le-am învățat încă. Mamele niciun caz, n-am învățat încă nici măcar concurenții cum să-i învăț, pentru că sunt mulți și trebuie să-mi notez. Am văzut că băieții în casa Mireasa discută de fete. Ce ar putea să discute altceva? De potriviri fiecare, care, cum se potrivesc și cu cine. Au făcut niște pronosticuri, dar o să vedem evoluția, pentru că nu pot să știi dinainte. Și niște posibile cupluri ar fi Miruna cu Cosmin. Am văzut că cât de cât s-au înțeles, să zicem așa, pentru început. Valentin cu Gabriela, mie mi-ar place să fie până în finală. Chiar îi plac pe amândoi foarte mult. Sebaidin cu Damaris, parcă seamănă puțin. Și Viorel cu Adina, dar nu prea aș paria pe această relație. Viorel pare foarte zburdalnic, să spunem. Povestea că a avut relații paralele, fetele nu o apreciază. Asta nu trebuia să spună. Chiar nu trebuia să spună. Ești într-o emisiune unde vrei să te însori și tu spui lucruri din astea, fetele o să se retragă. George, deocamdată, e prea serios, nu știu ce vrea, poate nu place nicio fată. Mă gândesc și eu, nu știu. Am văzut că și fetele discută de băieți, normal, ce să discute altceva. Chiar spuneau de Viorel, de afirmațiile lui, că a avut relații paralele. Nu le-a plăcut. Nu le-a plăcut la fete aceste lucruri, absolut deloc. Și veșnicile discuții de curățenie. Am văzut că doar Damaris stădea cu mopul. Altele spuneau că ele au făcut, alta spunea că nu se ridică de pe canapea. Să știți că discuții de curățenie tot o să fie, pentru că nu se poate altfel. Pur și simplu nu se poate. Sunt fete și mame, acum au intrat mamele, dar o să fie, care vor să facă curat. Eu chiar mă dau pe mine exemplu. M-am oferit prima zi, cum am intrat în casa Mireasa, mi-a luat bucătăria în fiecare zi. Am făcut în bucătărie curat 6 luni în fiecare zi dimineața, la prima oră, dar am făcut și în restul casei. Am ajutat pe fete, am ajutat pe câteva preferate de ale mele, le lăsam să șadă ca să fac eu curat în locul lor, pentru că nu pot sta. Ele puteau, eu nu puteam. Eu sunt învățată să muncesc. Și am făcut în locul lor. Nu m-a deranjat absolut deloc, chiar mi-a făcut plăcere să fac curat în locul lor. Dar să știți, cum am spus, discuții despre curățenie tot o să fie. O să vedeți. Și sâmbătă seară au fost ceva drăguți la băieți, voiau să bea ceva, unii voiau bere, după aceea au vrut să danseze, au început să se contrazică, ziceau că să danseze băiatul acesta Sebaidin, unii ziceau că e muzica prea încet, s-auzea ceva muzică, dar nu știu de unde, s-au contrazis. Discuții între băieți, nu pot să fie toți de acord.
Ce asta? Cum să fii de acord? Nu poți. S-a supărat Sibaidin, a plecat în cameră. Restul băieților au rămas să discute. Așa că, ce să fac altceva? Nu bere, nu muzică, nu fete. O să mai aibă ei de tras deocamdată începutul. Și începutul, acomodarea, sunt grele. Chiar sunt grele. Mie la început mi-a plăcut. Până în decembrie, pentru că ne-a promis că în 26 decembrie plecăm. Și când am auzit că se prelungește 2 luni, nu mi-a mai plăcut. Dar a trecut, acum e deja sezonul 6 și pentru că e sezonul 6, altă lume, să vorbesc puțin de mame. La prima vedere mi-au plăcut toate mamele, și însoțitoarele, și bunica. Bunica îmi place. Pare așa o femeie cum se cade. Sper să nu mă înșel. Că și bunica din sezonul 5, care era de la mine din Banat, bunica lui Aaron, părea cum se cade și după aceea. Și mi-a plăcut mama săptămânii, Gica, mi-a plăcut foarte mult, care a ales-o, fetele. Mi-a plăcut. Toate îmi plac, nu știu, mamele îmi plac. De ce n-am fost eu cu ele în sezonul 6? Trebuia să fiu acum, nu cu celelalte care nu... Cu celelalte mame n-aveai ce discuta. În afară de Viorica, care nu vorbea deloc, puțin cu Ana în față, vorbeam, mă mai bârfea prin spate, dar pe mine, să știți, m-a deranjat, nu mă deranjează bârfele. Asta e. Fiecare ce știe să facă mai bine. Și să vorbim puțin de sezonul 5, Nora tot intră, nu că m-ar deranja, trebuie ce face, tot intră pe live-uri și vorbește de probleme. Eu nu știu unde scoate fata asta atâtea probleme. În casă era singur care avea mereu probleme. Sunt unii oameni care nu lasă problema. Au o problemă, se țin scai de ea, se țin de ea, așa. Vreau probleme. Că a clarificat probleme de 5 luni și tot vrea să le clarifice. Dar lasă-le să ducă, nu mai clarifici nimic. De ce? Ai ceva de dat socoteală cuiva? Ai ceva de demonstrat? Lasă-le de probleme. Intri pe live ca să vorbești același lucru de 1000 de ori. Același subiect. A zis că e neplăcut. Dacă e neplăcut, de ce să mai clarifici? Ce să mai clarifici? Lasă-le. N-are ceva de făcut. Să muncească ceva. Sau, eu știu, un hobby. Să călătorească. Zicea că are proiecte. Să facă ceva, nu să clarifice. Ce-i pasă ei de părerea cuiva? Că pare o fată destul de isteață. Dar eu știu că e ungroaică din România, dar se exprimă foarte greu în română. Foarte greu. Să știți că eu stau de mulți ani în Grecia și mie îmi vine să mă zic în greacă. Chiar am scăpat câteva cuvinte care ați observat. Pentru că așa îmi vine, eu nu vorbesc română, ci vorbesc la telefon cu copiii. În rest, nu vorbesc română absolut deloc aici. N-am cu cine. Pot să scap un cuvânt două, dar să stai doar în România și să nu poți să te exprimi. Nu-i singura. Sunt destule. Eu n-am nimic cu fata, doamne ferește. Am și o fată. Cam atât pentru azi. Vă rog să vă abonați la canalul meu, să apăsați clopoțelul, să dați like și share. La revedere!